domnul Gamelă Viorel, domnul Florea Constantin și domnul Maia Vică. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să vă rog de zi. După cum ați fost informați, pe ordine de zi avem trei proiecte de hotărâre și puncturi diverse. Ceva simplu așa, pentru ultima zi de perioadă. Cine este pentru ordine de zi? Domnul Majoritate. Domnul președinte, aveți plăcut? Da. Da. Domnilor consilieri, am rugămintea de a-ți da telefoane de silence și să ne înscriem frumos la cuvânt ca să înțeleagă ceva cetățenii care sunt la voi. Nu, să suspendăm ședința, luăm o gură de alt oxigen, venim înapoi, până de seară, ne facem treaba. Da. Mulțumesc. Erai bun din spate. Proiect de hotărâre numărul 12 privind aprobarea contractului privind finanțarea Asociației Sportive Viitorul Părinți. Domnul primar, dacă ne spuneți ceva despre ce sunt vizavi de acest proiect, cu scurtă și 18.500. Eram de acord dacă mai are bani. Domnul primar, am dat cuvântul domnului primar, nu dumneavoastră. Nu e costul să-mi spuneți. Nu, uite, ai bani. Lăsați-o pe domnul ceva, după aia o desprim la cuvânt, dacă vedeți. Acum, 18.500, asta din ce s-a prezentat cu asta, cu invadura, mai hotărâște sponsorul. A terminat, domnul, am dat cuvântul. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Dorla. Domnul Grilea. Domnul Grilea. Veteranul a fost domnul. Altcineva? Da, domnul Dorlan, aveți cuvântul. Domnul. Nu, dacă ating probleme, nu mă mai spun. Dacă nu ating probleme, deci, știți, cu, și la ședința de buget de acum câteva zile, am insistat să prindă 30.000 de lei pentru demararea procedurii de a se construi un stadion ridicat, modernizat aici, în centrul comunic. Comuna are nevoie de așa ceva. Eu am luat cuvântul să simt acest lucru pentru că mi-am făcut, m-am ocupat de această activitate, am privat-o la domnul Dumnezeu, care am văzut că s-a și înscris la cuvânt. Comuna Căiuța a ajuns să câștige campionatul județean de fotbal, după cum știți, în 2012, a promovat în divizia C și datorită lipsei unei baze structurale sportive în Comuna Căiuța, echipa nu a putut să-și ducă visul mai departe, să joace în divizia C. De aceea, eu vreau să spun că sunt tot timpul pentru a se finanța activitățile sportive, culturale și chiar cele de culte, din bugetul local, tot timpul să se găsească o sursă de finanțare, mai ales că acum, față de ani din urmă, legea este permisibilă cu până la 5% din bugetul local. Eu sunt de acord cu proiectul de hotărâre, cu toate că speram ca domnul primar să fie mai mare, să dea o sumă mai mare pentru desfășurarea activității echipei de fotbal și, de ce nu, altor activități sportive în care asociația și alte organizații se implice. Mulțumesc! Da, domnul Dinea. Eu aș vrea să aduc aminte colegilor mei, cum zic eu, două decenii în care am fost lider a Asociației Sportive Băi, care m-am preocupat, nu am ajutat, aveam finanță ca așa, dar ca organizator, ca responsabilitate administrativă, am făcut niște treburi bune, așa cum a spus și domnul Dorlan. Am avut, jucam și cu Marea Bacău, cu și partea aia, cu așa, și plus Trotușul și cu partea Bacăului. Aveam și junior, foarte greu era. Atunci am umblat cu cerșitul, pe la fabrică, pe unul meu, pe la sponsorul lui era, pentru că era pe timpul răposatului. După aia a venit Revoluția. S-au mai pus probleme de mai acum ce vreau să vă spun. E singura data mea, când sunt consilier, când
executivul a început să dea importanță la ceea ce înseamnă direct sănătatea tinerilor. Pentru asta toată stima și respectul meu, pentru că stă o atenție și trebuie să băgăm cu toate să continuăm așa ceva. Eu m-am uitat în proiectul de hotărâre, este foarte bine venit, s-a defalcat așa cheltuielile. Sunt responsabili acolo care sunt și financiari și președinte și care sunt. O singură problemă aș vrea să spun, care e cea mai principală de la începutul construcției a unui gospodar. Un grup sanitar ecologic. Nu s-a tânut niciodată de treaba asta, dar vin echipii străini, de oameni gospodari, comun gospodari. Sunt vorba aceea, echipii comuni, cum suntem și noi, gospodari, să duce în salcâm să-și facă nevoie. Trebuie neapărat să ne orientăm la un grup sanitar ecologic, să vedem cum îl putem găti din unii patru. În restul trebuie, zicem noi, responsabilitatea va fi, avem și un consilier care se ocupă de aproape și de pe tot, eu nu se va vrea. Se va face treburi bune, pretențiile noastre sunt la nivelul nostru. Este locul 7, locul 6, e bine, din 20, e foarte bine. Eu, decât să le doresc succes asociații sportive la Vântul Căiți, a fost la Vântul, s-a schimbat în alte, mă rog, știți care e. Treaba e să mergem așa înainte, bine, cu disciplină, nu mai e nevoie, acum lumea s-a emancipat, s-a educat, nu mai e înainte. Răposatul, scandal, bătăi cu politici, cu arbitri. Nu mai e nevoie de poliția comunitară. Oamenii știi ce au făcut. Nu s-a întâmplat incidentul în 2 ani de zi când s-a format echipa, cu toate exercitările mele, îi doresc succes. Mulțumesc mult pentru asta. Domnul Hageanu? Domnul, cum este proiectul înaintat, e bine venit. Văd aici că se acordă o sumă de 18.360 de lei. Nu știu în ce bază s-a calculat, bine ar fi fost să ne puteți și noi dați seama care sunt prevederile cu cheltuielile necesare pentru asociația respectivă în decursul unui an de zile. Respectiv, cheltuie pentru echipament, pentru arbitri, pentru deplasări, pentru scalentate. În acest sens ar fi trebuit să fie făcut o altă măsurătoare, ca un deviz, predeviz, așa, cu toate aceste cheltuieli și ne-am dat seama, după ce se totalizau ele, care este de fapt și de drept necesarul și care este contribuția noastră pe lângă asociația respectivă, adică se acopere sau nu se acopere. Pentru că așa ați dat o sumă, poate cineva să spună, e suficientă, nu este suficientă? Cât mai trebuie? L-am auzit cu domnul primar, spunea că vor mai fi și sponsorizări din alte părți. Dar nu sunt sigur, ele sunt vrăbii băgate. Ele nu sunt în colibii vrăbii respective. Ba chiar iar sunt. Este o treabă. Ba chiar sunt, domnul Oceanu, dar nu vreau să nu întâlnim. Păi nu sunt. Păi ce să vă spun? Ține că secret atunci, dacă... Dacă îmi dați voie, dați voie. Sponsorizăm, domnul primar. Îmi dați voie. Să vă spun așa, domnule, uite, cheltuielile necesare, discutat cu asociația respectivă. Cheltuielile necesare sunt de atât. Noi acordăm atât, sponsorii mai sunt de atât. Era frumos, adică nu trebuie să ține secret, dar... Dar nu sunt secret. Lăsați să termine ideea și după aia răspunde dumneavoastră, părere. Ca să înțelegem ceva. M-am oprit. Domnul primar? M-am scris eu. Deci dacă vedeți în ultima pagină la proiectul hotărâri, sunt niște enumerate 8 categorii de cheltuire. Pe astea le-au cerut și care se cadrează conform legii cei de la asociație. În afară și... Lăsați-mă, domnule, că discut cu domnul primar acum, domnule. Mulțumesc. În afară de acestea, vreau să vă anunț că sunteți pomeni de sponsorizări. Noi nu suntem siguri pe sponsorizări, dar în schimb pot să vă spun că echipa a fost înscrisă cu bani din sponsorizări.
Că de la primărie nu s-o dat niciun ban, vă dați seama, că acum ai proiect de hotărâre, iar echipa a fost înscris săptămâna trecută. Nu? Zic bine? Sau săptămâna asta luni? Marți. Deci a intrat pe anul așa. Deci deja este înscris, este și cu bani din sponsorizări. Că nu știu suma care să ne mai dea, dacă ne mai dă, dacă nu, deocamdată au fost sponsorizări, da? Adică ați spus că nu suntem siguri cu el. Dumneavoastră spuneți că nu știți suma. Dacă îmi dă, dacă nu mai dă... Tot. Deci ne-au dat, au sponsorizat o firmă, de-am înscris firma, că altfel nu puteam înscrie, era trecut să fie termenul. Trecea termenul până. Deci ca să... Iar aici, în cheltuielile astea, te-au fost cerut. În astea s-au încadrat. Că o să fie, să fie cerul, să fie plus minus. Nu e. Domnul Matei. Acum două săptămâni când am aflat bugetul de venit și cheltuială comunei Căriță, s-a propus atunci să găsească o anumită finanțare pentru, înțeleg, inițial s-a propus construirea unui stadion. Eu atunci m-am opus într-un fel pentru că construirea unui stadion presupune cheltuieli mult, mult mai mari. Și atunci am înțeles să facem un teren de fotbal, că diferență între teren de fotbal și stadion. Stadion presupune mult mai mult. Ori acum, astăzi, vedem că noi aprobăm finanțarea Asociației Sportive, viitor. În buget ce am aprobat? Construirea unui teren sau finanțarea Asociației? Sau face de restul de bani. Diferența, adică se continuă și cu terenul de sport, de fotbal, la primare. Nu are legătură cu banii pe care i-am... La buget și pentru stadion. Banii care au fost repartizați prin amendamentul fost domnul Durlan, dacă nu dacă mă duc bine aminte. Mai rămas în 1970 ca să scadă ăștia. Pentru stadionul e altceva, e din altă finanțare. Deci tot din același capitol? Nu. Da. Nu din același capitol. Prezident, de aia? Diferit. Păi asta nu înțeleg. Nu e din același capitol. Nu e din același capitol. Deci asta e separat, e separat. Alte surse de finanțare, finanțăm deocamdată asociații. Multe activități sportive și toate celelalte. Am înțeles. Da. Da. De la curte sau da la... Asta e bine că s-a găsit pentru asociații și separat suma aia merge pentru de bani, pentru putere în sport. Exact. Domnul Durlan. Deci, acolo la capitolul sport, cultură și politică s-a aprobat, a fost 1.400.000 și 300.000 sau toți care vor fi pe capital investiții, care se fac SF-ul și de finanțate, mă rog, pentru demararea și finanțării unui stadion. Din ceilalți au venit cu un proiect asociat, au să vină preoții și cine mai vin cultura, din diferența de bani se ia de acolo, 1.000.000. Păi, întrebarea, dacă rămân 30.000, vedem, adică nu-i din aia 30.000. Să punem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Se abține. Nu știu, dar să știm cu care se pentru. Și o abținere de proiectul numărul 13 privind modificarea și înlocuirea unor anexe la hotărâre la HCL Căiuț, privind aprobarea nomenclaturii stradale a comunei Căiuță. Domnul primar, de da, dar vreau și numele de casă. În casă, e mai simplu, dar să mă gândim la nomenclaturul stradal. Să scrie cineva la comunet? Un coleg? Supunem la vot. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? 11 la proiectul numărul 14, privind aprobarea de mărire procedurilor pentru realizarea planului urbanistic în vederea ridicării restricției de construire pe terenul proprietate publică a comunei Căiuț. Sunt scris în casa Bugeasă 63.248. Domnul primar, vă spuneți. E vorba de Icona Croseti, cartea funciară, cărțile funciare de la Icona Croseti. Înscrie la cuvânt? Domnul Drilea. În legătură cu monumentul ăsta, Casa Rosetii, eu discuții de exact de la revolt încoace. Și atunci, în timpul revolt, am întâmplat evenimentul, o ars, nu mai știu cine a dat fost.
Când ne-am dus să refacem cu primarul Tănilă în 96-97, la Ministerul, de atunci, luați mâna după acest monument. E cam dată cultura răspundii și dumneavoastră nu vă băgați administrația locală. Și după frate, acum, dar e bine că e comuna noastră. Trebuie de fel de strâng, de masini, de masini, nu? E așa ceva, lumină la sat, ceva de tucan, e o importanță extraordinară, istorică aici. Posibil. S-o băga cultura, eu zic că ea cultură, probabil că zicea că nu mai fac ceva. N-am tu rău să-ți fac. Pe urmă a venit că l-am venit o parte, frate, cum le mai spui, a rămas în coadă de peste. Cum facem acum, domnul primar? Îl continuăm să definitiv în lucrarea, să-i dăm o destinație de muzeu, de ceva. Asta nu vreau să știu. Discutăm de Casa Rosetti, de viața în din și după Revoluția Neagră. Îi dăm o destinație, ceva, îi facem, finalizăm. E păcat, e păcat de ei. Aici a fost școală din pădurare, a fost școală, aici a fost bun. Și dispensar a fost. Da, domnul Dorlan, aveți cuvântul. Cam asta. Domnul, în 2016, când am încheiat mandatul de primar, în urma legilor, era în lucru un proiect pentru finanțare europeană de 3 milioane de euro, refacerea conacului gazului Rosetti. La momentul ăla... 4 milioane de 100 de euro. 3 milioane și știu când era. Când s-au mai ridicat să mai devaloriza banii și mă rog. Dar vreau să întreb, care e stadiul lui și dacă s-a împotmolit undeva, din ce s-a întâmplat? La momentul ăla, nu, zic eu, prezumțele erau destul de ok de finanțare. Undeva cred că ceva s-a întâmplat. S-a oprit, s-a închis de tot, nu mai e nicio șansă. Ce se întâmplă? Nu s-a închis. Chiar acum am deschis pagina, am poate între proiectele în curs de soluționare, de rezolvare, e al 18-lea, conacul Rosetti și am. Mă uitam aici, în ce stadiu suntem, avem expertiză tehnică, avem RBB-ul acolo, avem raport de încercare materiale, studii istoric, arhitectural, studii geo, care sunt făcute, sunt depuse, sunt plătite, trebuie să mai facem puzul de care l-ați aprobat astăzi și studiul la Dali. Iar în legătură cu ce m-ați întrebat, în 2017, cred, sau în 2016, a fost depus la, pe nord-est, Piatra Neamț, pe fondurile europene. Motivul, primul motiv și principalul motiv de refuz a fost cărțile, la momentul ăla, cărțile astea funciare, erau două definitive și una provizorie. Și cerea cei de la minister cărți definitive pentru fiecare. Cărțile definitive cerea la momentul ăla era necesar aviz de la cu pe hotărârea de guvern. Este contract cu o firmă din Iași care se urma de monumente. Pe ce v-am povestit aici, suntem spun că dacă trecem de avizul de la Culti, acolo e acum cea mai mare împiedică, încercăm să găsim linii de finanțare. Valoarea din 2016 nu are cum să mai fie valoarea de acum, 4 milioane de euro chiar atunci. Acum v-am dat seama că sunt cel puțin 5-6 milioane de euro. Iar peste tot unde am fost să cerim bani pentru această clădire, destinații dați. Am motivat la un dat că o să mutăm primăria, după aia facem bibliotecă. Cine mai vine la citit, că și așa avem aici la primărie, intră unul la una în bibliotecă. Am pus muzeu, da, ca să îl administrez. Adică trebuie să fie și o parte reală a lucrurilor. Ne dorim să-l facem. Cine nu-și dorește și e super ok. O grădiniță. Program de evoluție. Spate un centru cultural, mult, un centru de afaceri, dar dându-i conotație culturală, se poate
vieții, prin centru cultural, în care se cuprind... Deci toate astea trebuie să le punem proiectul și să fie plauzibile, nu că... Da, le punem plauzibile, faci o sală, două muzeu, o sală, mă rog, mai gândi ceva de cultură. Adică se pot găsi soluții cu un proiectant sau un... Avem un proiect. Bun, eu zic că... Pe linia monumentului fiind și clasa A, monument istoric clasa A, îți vreau... Cel în Moldova sunt doi proiectanți care s-a vizat să facă așa ceva. În toată Moldova. Mai sunt acum programe, ce am văzut, cei care vin și repară monument istoric, gen podul Ștefan cel Mare. Dar sunt alții mai complici care... Se cheamă, dar nu să fac monumente istorice din clasa A, gen podul din secolul XIV, dar la alt nivel, nu la nivelul... Sunt firme, sunt asociații care acum repară dita mai conacele, din distrusii mai urca noastră. Și asta numai că trebuie cumva intrat într-o conexiune, într-o... Nu știu cum să spun. Avem discuții, dar eu pot să aduc în ședință în Consiliu proiectantul de la ea să le explice. Eu explice la faza în care suntem. Atâta timp cât este dat în administrarea noastră, în condițiile în care nu reușește să prindem ce finanțare, trebuie regândit azi 500-600 de mii, și-i făcut acoperișul ca lumea, tu nu-i faci structura, că e cât de cât, pusi geamuri, pusi totul, ușor, ușor se poate face. Asta este trecut în listă de monumente? Da, clasa. Clasa din nou. Da. Nu te poți apuca să faci absolut nimic la o clădire, la un mobil. Deci vă spun cu ce îi poți apuca. Cu toate avizile necesare, dacă ai buget local, poți să faci mare. Să ne scriem la urmă. Nu, dar da, avizii ce au vrut să lasă să ruinezi, nu să nu se dea avizi. Nu mai puneți problema așa. La scriem la urmă? Da. Ce s-a întâmplat? Ceva ciudat, domnul președinte. S-a vorbit până acum, înaintea mea. Deci dacă a vorbit, nu mi-aș pus aceeași întrebare. 3, 4, 5... Păi nu, dar nu se dialoga cu domnul primar. De ce nu ați ridicat această problemă? Și pentru ceilalți. Să puneți la urmă. Vi s-a pus spada... Nu mi s-a pus spada, dar dacă vreți să vorbim, să nu mă ascultăm. Vă rog frumos, domnule. Hai să-mi trăiești ședinții. Eu vă respect, dar... Să mai scrie cineva la cuvânt? Păi să punem la urmă. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Da. Și acum... Vedeți, aveți grijă, că vă... Da. Noi suntem atenți, în capul să mai vedem așa. De ce nu vă luați domnul primar acum și vorbește peste cuvântul dumneavoastră? Vă rog frumos, dumneavoastră. Da, da, voi. La mult. Nu, dar haideți să nu facem la aia și fiu sigur că nu se... Domnul chiar. Nu, domnul președinte, dați voi! Domnul primar. Să semnalez și așa. N-am votat nici într-o... nici pentru, nici potrivit, nici cu abțineri. Și știți... Am fost curios, vă dați să numără voturile. Păi, să numără, dar am sesizat. Eu pe avizul, pe proiectul respectiv, aveam abținere, pentru că era o problemă. Și acum eram în dilemă. Cu viteza cu care s-a cerut votul, s-a solicitat votul, era un dilemă să votez pentru sau să mai abțin. Adică ce spuneți că a fost la viteză cerut votul? Nu v-am spus că vreți să luați cu votul, v-ați zis că nu. Oricum nu mi-e vedea. La viteză, că la urmă tu votați aici. Dar dumneavoastră întrebați de cum se votează? Domnul președinte, întrebați. Haideți să reluăm. Cine este Petru? Am votat. Se abține cineva? Împotrivă? Restul a votat, domnul Chian. A repetat votul, nu contează. Poate mai e cineva care s-a răspuns? Hai, am votat. Da, punctul diverse. Cine vrea să spui la punctul diverse? Eu. Domnule, dați invitatul, dați cuvântul invitatul. Domnul invitat poate vrea să la urmă, poate vrea să asculte. Vreți să luați cuvântul? Mai stați sau cuvântul? Dar la ce o vină? Ia cuvântul. Acum, vreau să-mi ascult. Acum? Da.
da, da. Vino mai aproape lângă noi aici. Da, să vină, domnule, aproape. Prima observație și prima întrebări, domnul primar. Prima observație pentru doamna secretar. Doamna secretar, site-ul primăriei ăștia, eu consider că nu putem lua nici informații de acolo. De ce? Hai să vă spun, dumneavoastră vede câteva rugări de acolo pentru SICAR. Eu le puteți lua informații din tot ce sunt achiziții până în 5.000 de lei. Nu găsim nimic acolo. Păi cum nu s-a făcut? Poftiți? Nu s-a făcut direct, fără SICAR. Nu înțeleg. Până 5.000 de lei nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Nu s-a făcut. Deci am avut observație pentru lista de salarizare a dumneavoastră. Aia e pusă cu susul jos. Care lista care? Aia e pusă în salariul dumneavoastră. Așa că ați văzut cum e pus acolo, cum se așa mă este. Dar nu e pus într-o ordine, dar nu știu, special făcută sau o faceți dumneavoastră intenționat. Nu greșeală, nu? Da, da este? Da este? Doamne. Da este? Doamne, eu tot, da este? Eu tot telefonul, schimb poziția, nu ce dată poate nu știe. Bun, trecem peste asta. Și pentru noastră întrebare, vă mai spun, cum mai întreb, spuneți-mi, vă rog, dacă dumneavoastră beneficiați de transportul ăla în comun, banii aia care se dau pentru transportul comun? Da, sunt depus cerere și sunt și în transport în comun. Nu, nu, și de data. De condare și transport. Nu, vreau să vă întreb, la salariul dumneavoastră, mi-aș proje, la salariul și banii. Nu e adevărat, pentru salariul. Dreptul dumneavoastră se întrebe, nu? Vedeți? Deci, legea trebuie respectată. Dar de ce dacă este dreptul meu? Deci trebuie să fie eu și eu cu meu salariu? Nu, doamnă, nu, respect față de cetățenii și să ai acela dumneavoastră, pentru că transportul ăla de acolo, da? Poate luați într-o pensie de la un bătrân de la care nici vorbește. Nu e o pensie de bătrân. Nu, nu, dar de nu. Dar de guvernul ăla, nu? Bine, dar am spus mulțumită pe care asta, e ok atunci. Și am mai văzut pe site-ul primarului, tot pe site-ul primarului, o întrebare, am văzut 30.000 de euro pentru reparații la rețeaua de iluminat sau intervenție la rețeaua de iluminat, dacă ne puteți spune ce. Lucrurile s-au făcut, nu știu, poate consideră, am văzut. În zona noastră, de acolo, nu am văzut o mașină, nu am văzut nicio lucrare. Din ce știu eu, nu în SICAP, nu sunt 30.000 euro. Sunt în euro. Nu, bine, nu sunt în euro. Noi nu suntem în euro, în Norvegia, în Belgia suntem în România, deci noi suntem în lei. 30.000 de lei, fără TVA. Bun. Dacă ne spuneți, spuneți și lucrurile au fost de aia, făcut de bani. Nu cred. Da. Prin finanță, probabil de lemnă cum. Care este un contract făcut pe tot anul de, cred că, 1.200.000, dacă nu mă înșel. E pisica, puteți să-l găsiți. Păi, e public. Dar să știți contractul, să vă uitați bine, nu sunt lucrări. Sunt angajamente pe timpul anului de mentenanță. Da, da, da. Angajamente pentru timpul și vine situații de lucrări la fiecare, când s-a ars becul unei vasilii, se duce și se schimbă becul, când s-a rupt cablul, căpătorul vântul duce și se schimbă cablul, când cade stâlpul. Și atunci vine cu situații de lucrări și din prezenta, din achiziția respectivă, conform situații de lucrări, se scade. Ok, mulțumesc pentru asta și cu o întrebare. Mai aveți dumneavoastră o achiziție autocare și autobuz. Nu avem autocar. Dar nu, ala, ala ce aveți pe tot răsica, spuse. Este achiziționat da. Un autobuz cu 34, autobuz, microbuz, cu 34 de locuri, în asociere cu Terdezon, nu Terdezon, cu Narada. E un program prin școală, în care școala a adunat niște bani. Școala a adunat 38.000 de lei, 38.000 de lei, zic bine, cam în jur de 38.000 de lei, plus minus, nu știu la virgulă, printr-un program în care toți copiii din comun știi, cel puțin părinții care au elevi la școală știu foarte bine, au făcut fiecare ce au putut, unul au făcut plătite, celălalt prăjitor, celălalt flori, au vândut în curtea școlii și au făcut programul ăsta, au strâns niște bani și i-au primit. Doamna directoare, ținând cont, microbuzele de la școală sunt din 2007, acele două fiaturi care sunt la școală, iar celălalt autobuz l-am primit noi prin donații de, la o instituție și l-am dat la școală. Au hotărât să mai cumpere un microbuz, dar să nu mai cumpere un microbuz de genul ăla.
Fiat și modelul. Să cumpere un microbus pentru să deservească în special copiii după ruta Pralea, Bridat, Popei. Și finanțarea vede din partea primăriei, de am zis că este asta, e o cofinanțare. Dar și firma Farma Timișor asta, nu sunt ei care distribuie autobuzul ăsta? Nu, ăștia sunt luați pe SICAP și... Cum? Are microbuzul, are pe SICAP și l-au achiziționat școala. Da, dar asta să vă spun ceva. Sau primăria prin asociere cu școala. Primăria prin asociere, să vă spun ceva. Deci firma asta, Farma Timișor, da? Eu m-am uitat pe site, dacă greșesc vreau să vă corectați, da? Capitan Social 200 de ro. A prins achiziție cu primăria o firmă cu 200 de ro. În obiectivul de activitate, da? Intermediere cu materiale prime agricole, animale vii, ce activitatea are firma respectivă, da? Și cu bunuri semifinite. Deci firma asta vinde autocar. Firma asta din Cornățel, corect? Nu, trebuie să mă spun. Nu știu să mulțumesc și domnul. Dar de ce să spun? Firma din Cornățel. Fac eu achiziții. Păi nu, 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 nu. Dar voi nu le semnați? Cum? Nu le semnați doar? Nu sunt din ce știu, nu s-a făcut nicio plată, nici un autobus, chiar nu l-am văzut. A, nu l-ați văzut. Firma asta din Cornățel. Așa. Da, am înțeles că... Dar din Cornățel n-ai voi. Dar nu, stai, vă lăsați vreau să vă spun. Deci firma asta e activă din 13-2023, deci din 9 luni, 10 luni de zile. Și a prins direct un contract cu școala asta, cu primăria, la suma asta. Cu capital 200 de rând. Eu întreb domnul și nu fac o acuză, da? Și mai figurează așa, la această firmă, nu figurează în Ministerul de Finanțe cu informații de bilanț. Eu nu știu, acum, dumneavoastră, când dați niște bani, probabil că dați noastră parte din bani, da? Da. Faceți o analiză. Cere și ofer, faci și o analiză, bă, mă uit și eu pe site, firma, cum e? O firmă din 200 de ron, capital 200 de ron, prindă un contract cu primărie. Și m-am gândit, dar e singurul contract cu primărie care îl are pe anul ăsta. Și de când am dezvist activitatea? Eu nu verific așa ceva să spun. Păi, nu mai verificăm. Deci, de ce vă spun? Aveți timp. Vreau să vă spun ceva, că eu pot să zic asta, o bănuială, dar eu firmă căpușă de zel. Căpușa cui? Dumneavoastră vă întreb, a fost cumva plecat din țară, acum o lună sau două luni de zile? Nu, nu, acum două luni, dar nu, din urmă, acum o lună, dar acum două luni de zile. Cred că da. Cred, nu sunt desigur. Sunt de ce? Eu am informații pe sus, că această autobus, autocar, a fost cumpărat de dumneavoastră. De bine. Deci asta e o informație, nu vă fac nicio acuză. Eu vă pot spune că aveți informații erone. Da? Da. Respectivul. Așa. Respectivul care deține și vreau, înțeles, iarăși, este doamna directorii. Da? Că e o lună cu doamna directoare de la școală. Problema cu doamna directoare și a lui. Eu nu știu. Se dovesc pe coincidență, așa, chiar. Chierișorul să vândă mașina, nu? Vorbesc pe coincidență. Atât, da. Eu mai vreau și domnul și vă spun sincer, vă spun sincer, chestia asta să încerc, vă dau la DNA. Vă spun sincer, să văd dacă dragul dacă îmi legare, nu știu ce scuze să vă vreau asta. Să vedeți, da, din curat, să vedeți ce treabă am eu treabă, în toată povestea dumneavoastră. Bun, atât vreau să vă zic. Da. Mulțumesc. Domnul jurnal, aveți cuvântul. Da. Mi-a cerut cuvântul mai pe la început, pentru că la ședința extraordinară data trecută, la așa zisă diverse, am vrut să ridic o problemă. Cu o ședință ordinară anterioră, în urmă, s-a retras pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu terenul care este la comună și este în fața la PECO. Toată distanța e o proiu, PECO, unde se ține bârciul și se fac multe alte. Deci, pe seama acelui teren, poate mai sunt persoane care poate să-mi confirme, sunt... Să specificăm, vis-a-vis de oproiul pe partea dreaptă. Da, partea dreaptă. Mai e și intervalul de... Nu, vis-a-vis de oproiul. Pentru acel teren, și eu chiar am spus atunci, doamne secretare, și spunea așa, îmi da și numii băiatului Fodor, mai sunt câțiva tineri, și chiar și persoane mai interesate, care tot se speculează să fac fel și fel de discuții. Suntem Consiliul Local care suntem în funcțiune și aș vrea cumva
că aceste speculații se ducă, să-i spun și domnului primar, că știu și procedura situația terenului, aș vrea să vă fac o propunere pe care să o analizați și dacă nu să veți fi de acord, voi încerca, sau domnul primar și inițiezi, n-am nicio împotrivă, dacă dânsul nu noi, să facem un proiect de hotărâre prin care toată acea zonă să delimiteze, să măsoare, să facă 15-20 de loturi, cât hotărâm 100-200 de metri pătrați, că este de interes. Că noi gândim că vom face târgul. Gândiți-vă că dând în concesiune cu termeni bine preciși, pe diferite domenii de activitate și cu termenii de execuție și de investiții foarte bine precise, este, am văzut cumva un model lângă Târgoviște într-o comună. L-am văzut, l-am citit. Se poate face un lucru care să discutească și de bani, pe investiții, dar să aducă bani. Cred că singura investiție care ar putea să o facă primăria este să asigure spațiul locativ, terenul, apa, canalul, cumva trase acolo, un proiect. Și dacă ar fi și ceva asfaltat sau betonat și o dai betonat cu, să vină cu anumite moduli care să fie, cum să spunem, nu statice, să fie imobile, să poată fi ridicate cu termen precis, acea zonă s-ar deschide foarte bine. Și de ce vreau să spun asta în ședință? Și chiar am zis că o zic, poate îl degrebez de unde discute cu domnul primar sau poate îl criminez, zic că îl degrebez. Se discută că va lua Șerban. Foarte bine, să iei Șerban, este unul din puternici oameni de afaceri din comună, dar nu înseamnă că dacă iese domnul Șerban și vrea dânsul 300 de metri sau 400 de metri cât vrea acolo, nu mai sunt și alți investitori în Comuna Căiță sau tine, sunt niște tineri bani chiar care vor. Și consensul actual, eu văd, ca să fim echitabili cu toată lumea, puteți chiar să le spuneți să vină cei interesați să depună o cerere preliminară, să ne gândim, să lotizați, să faceți o cadastrare, să începeți demersurile pentru a-l transforma în domeniul public sau poate să scoatem din privat să ducem în public, nu? Se poate face asta în 3-4 luni, să fim deschiși și să vină și domnul Șerban, și domnul Fodor, și domnul X, și fără ideea că face fierbei. Nu! Pentru că se vor propune așa o 10, 15, 20 de voturi, în care fiecare va face un domeniu decent de activitate. Unul să-și vândă țigări sau tutun, cafea, unul să vândă pâine, unul nu știu. Deci ca un mini centru comercial. Eu asta zic, pentru că și de la ultima ședință, eu acum moment, adică odată, duminica, dacă opresc la o cafea sau cum plătesc pe ei. Sunt discuții permanente. Iar dacă mergeți într-o duminică, am vrut să vă sun într-o duminică, dar erați plecat să veniți, erau o 7 primeri care își manifestă. Și toți merg pe premisa că nu li se dă. Că va lua Șerban. Nu. Și eu le-am zis, băi, eu o să ridic problema în următoarea ședință la punctul diversii. Și chiar eu i-am și sfătuit. Unii merge și depune cereri, vreți să concesionați. Eu zic că e cel mai bine. Ați făcut 10-15 loturi, 200 de metri pătrați, foarte bine definite, numerotate. 20 de domenii de activitate diferite și acolo vedeți ce zonă se desfășoară, ce zonă va fi. Și tipizate și construcțiile. Deci făcut ceva șablon, urbanistic, gândit. Nu lăsați să le pună, vă rog, construite că nu știu cât, modulare, că sunt acum să fac. Și veți așa, și discuții, și zona se va deschide. Și se poate sus, și târg, și tot ce vrem. Mergem pe târgul comunal, mergeți în toate târgurile, vinerea, duminica, că nu mai sunt târguri de animale, stai ciocuri. Vine și vende drujbă, piese, lemne, uși, și se pot face. Pe lângă activitățile care vor fi colaterale. Deocamdată asta e și dacă e, vă să mai cercum. Vă mulțumesc. Altcineva să stai la urmă? Domnul Roșu. Înțeles că este acționat un perie de tractor de curățat, se poate folosi la curățat asfalt. Și ar fi necesară pe drumul 10-119, sapul Căiuț, un moment ce a fost pus sapul de rapant și de granulație cam mare. Asta trebuie și de la pânde, și ar trebui cumva îndăturat. Și să nu cred că se
Este tot un asfalt, deci era problemă. Și celălalt de roșie, nu de țeană. Pe o stradă. Celălalt care nu sunt asfaltate, nu știu. Cele asfaltate la nivel comunal. Bine, vă mulțumesc. Am terminat. Domnul Matei? Domnul primar, eu știu, nu ține neapărat de dumneavoastră, dar mă gândesc că ați putea sesiza Orange-ul cu privire la faptul că mai mulți stâlpi care fibra optică în satul Prarea sunt căzuți la pământ și chiar fiile stau pe pământ, deci la un moment dat o să rămân toată după satul pe internet. Poate faci o sesizare la Orange-ul? Să-și supoze. Da, e al lor? E al lor, da, nu mai rețin. Iar au fost pe luat de Orange. Să-și supoze. Sunt stâlpi acolo și... Dar eu n-am. Nu se zice, știu eu, poate să vă așa, să pun în stâlp, să pun în stâlp. Care vrea să bată, știi? O să rămâne mai interne. Te-a blocat dacă ești afiot. Mulțumesc. Aș vrea să, dacă nu mai evident, mai ești ceva, domnul primar, uitați că mă dau așa după SICA. Deci aveți prețul în lei 120.000 de ron, doamna secretar, 24.000 de euro. Vă rog, țara. Și aici aveți grăbițare directă, da, o secundă să mă vezi, oferta acceptată, uitați, oferta acceptată de firma asta. Vă știți atunci, dar știați că nu era nevoie. Da, valoare și bugetul meu, o aprobăm eu. Nu, e ca valoare 24.000 de euro, da? O fi, nu știți. În lei, da. 120.000, 24.000 de euro, da? Și oferta acceptată, furnizare de firma care? Nu sunt obligată, domnule, să știți, după telefonul dumneavoastră. Da, nu, dar ce se spune așa suspect? Nu-i nimic față, e ceva normal. Care e problema? La asta vreau să spun, a spus că nu e... Dar sunt lucruri normale, fine! O să mai găsi și altceva, dacă mai stați 5 minute, studia asta cu problema, nu e? Asta n-a fost de 5 minute, dar nu sunt trebuie, o coincidență perfectă. Nu, nu-i coincidență, sunt lucruri normale. Altcineva să mai scrie de acolo? Atunci am eu o întrebare. Domnul primar, prin noiembrie, decembrie am trecut, colegul nostru care lipsește, Manea, v-a cerut să veniți cu un raport, evaluarea lucrărilor în depus de derulare. A zis că veniți în ianuarie, în februarie. Da, am început. Da? Mulțumesc. Deci, odată că am văzut mai zis. Da? Hai cu domnul primar. Domnul primar, domnul vicepreședinte, vreau să mă adresez dânsului. Știți că am spus ședința trecută că plombarea cu balans la Podest un cancer. Nu știu ce am mai făcut-o, ce sunt recunosc, până am mai luat decizia de a turna la un an, doi, cu o pânză din asta asfaltică. Sunt acum, dacă nu o să poate și din banii de la cheltuieli pe drumuri, puteți lua măcar din rece, că acum dacă se usucă sau se duce, să scoată pământul ăla din greu, să pună bitumul ăla breții. Și face un mai, un par, sau dacă nu închiriați un mini bătător de la și pus măcar asta până să rezolvă cu execuția podului. Pentru că eu din ce știu și am spus-o la bun început când v-ați zis cu firma respectiv, am fost sceptic că va face acea lucrare și s-a adeverit. Într-adevăr, dacă nu te-ai apucat de ea la 2.900.000, cât era atunci, ai lălăit-o 3 ani, ea s-au făcut 4 milioane, mai lălăi una să face 7 milioane și, de fapt, potența firmei care dă de gândit o firmă cu 3, 4, 5 salariați, nu știu câți are acolo Manolache, să vină să facă podul. Și asta, dacă o stăm și o gândim, logic, trebuia ars de dumneavoastră ca și contractor, da? Urât, dat în judecată, cerut penaltă, orice, pentru că își bate joc și de dumneavoastră ca instituție care reprezentați și de noi ca comună și de cetățenii ei de peste apă. Deci își bate joc. În momentul când a semnat un contract, dar îți dau toate măririle, toate drepturile care ți se cuvine. Da, nu le-am dat, te-am dat tot ce-a cerut. Dar, apucă-te de treabă, fă ceva, că nu mi-a mai venit nu știu cine, că nu mi-a mai venit nu știu ce expertiză. Deci, mie mi se pare că de 3-4 ani de societate care
o duce așa, o lălie. Nu are potență să-l facă. Și este păcat, pentru că, știți foarte bine, toate fondurile structurale au un nivel. Ai prins, ai început, ai mâncat banii între primii. Când se vine la sfârșit, s-ar putea să rămâi fără finanțare. Că ei au 3.000 de proiecte, dar programul poate merge pe 500, 800, 1.000. Asta spun și este păcat. Că ați cheltuit bani de proiecte, pe devizii, pe vizii și, mă rog, pe consultanță și ăla a semnat un contract, a licitat că era nevoie, că mai las un pod undeva și tot așa, nu s-a apucat de nou, mai știu mult. Deci undeva eu zic că ar trebui să fiți mai draconic în relația cu el și eu chiar, sincer, eu dacă eram în locul dumneavoastră, eram judecat și ștergeam pe el pe jos până acum. Nu se poate. Deci undeva este un ghidul, da, azi, mâine, voi mâine, dar nu se poate. Pentru că se va pierde contractul, finanțarea, nu știu pe ce program ești, cât mai merge programul ăla, iar noi am rămas bătând de buzi, pentru că un contractator din ăsta, un executant, nu vrea să-și facă treaba. Nu este normal. Ți-ai asumat-o? Ia asumă-ți tu de aici, penaltăți din întârziere, din neînceperii și de tot ce se poate. Și gândiți la toate contractele care le aveți acolo, gândiți niște clauze dure care să vă avantajeze în momentul când cel care s-a profitat nu și-o face și dată în el. Îți spune că noi nu-l luăm. Să mai înspiei cineva la cuvânt? Mulțumesc. E clar ședința chestii.